Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Iubiți credincioși, am ajuns aici fără să mă gândesc vreodată că voi ajunge. Am ajuns aici pentru că așa binevoi Dumnezeu. Un sfânt din cei de demult, într-o scriere a sa cuprinsă în filocalie, și filocalia este o adunare de scrieri duhovnicești care arată cum poate omul să se curățe, să se lumineze și să se desăvârșească. Deci, într-o scriere a sa, Sfântul Marcu Ascetul zice așa: când binevoiește Dumnezeu să se împlinească un lucru, toată zidirea ajută să se împlinească. Iar când nu binevoiește Dumnezeu, toate se pun împotrivă. Niciodată în viața mea de 80 de ani, hai să nu-i sucătim toți 80, hai să zicem de vreo 60 de ani, 70 de ani, niciodată nu m-am gândit că voi ajunge în Spania. Știam de pe hartă unde e Spania, știam unde e Madridul, știam unde e Malaga, dar niciodată nu m-am gândit că eu personal, la tinerețe sau la bătrânețe, voi ajunge în Spania. Și totuși am ajuns. De ce am ajuns? Pentru că așa a binevoit Dumnezeu. Și la cine am fost trimis? Am fost trimis la voi. Am venit pentru voi. Am venit pentru voi pentru că voi îmi stați în față. Am venit la voi pentru că voi v-ați adunat la biserică. Am venit la voi ca să ne rugăm împreună și am venit să vă spun cuvânt de învățătură. Și iată vă spun. Dar având dar de la Dumnezeu să vă spun cuvânt de învățătură, cel din tâi gând al meu este un gând cu întrebarea: ce v-ar spune Dumnezeu? Dacă Dumnezeu ar vorbi direct cu voi, așa cum vorbesc eu acum, oare ce v-ar spune? Și eu, dacă vă spun în numele lui Dumnezeu, ce trebuie să vă spun? Am început cuvântul meu zicând cuvintele în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ceea ce înseamnă că m-am angajat să vă vorbesc în numele lui Dumnezeu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. M-am angajat să vă spun ce v-ar spune Dumnezeu Tatăl. M-am angajat să vă spun ce v-ar spune Dumnezeu Fiul. M-am angajat să vă spun ce v-ar spune Sfântul Duh. Și oare ce v-ar spune? Ce v-ar spune Dumnezeu Tatăl? Cred că v-ar spune: eu sunt Tatăl vostru. Eu vă iubesc. Eu vă caut. Eu vă chem, eu vă cuprind în iubirea mea, eu sunt iubire, eu vă sunt binevoitor, pentru că așa-i Tatăl. Eu vă sunt ocrotitor, pentru că nu pot să vă fiu altfel decât ocrotitor. Eu vă sunt doritor de bine și vă dau binele pe care vi-l doresc. Eu vă chem la mine. Eu vreau să fiu cu voi.
Și am zis că vă vorbesc și în numele lui Dumnezeu Fiul. Și o reținea, spune Fiul lui Dumnezeu, Cel ce s-a făcut om pentru noi și pentru a noastră mântuire. Sigur că dacă v-ar vorbi El acum, v-ar spune ceea ce a spus El în vremea propovăduirii sale pe pământ. Ierusalime, Ierusalime, care ucizi pe proroci cu pietre omori pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să adun pe fiii tăi cum adună găina puii, sub, puii săi sub arii. Și-a arătat Domnul nostru Iisus Hristos bunăvoința față de noi. Am vrut, vreau să adun pe fiii tăi Ierusalime. Ierusalime, cel ce ești împotrivitor, am vrut să adun pe fiii tăi cum adună găina puii săi sub arii. Fiți cincioși, sunt de la țară. Și așa bine îmi pare că-s de la țară. M-am pomenit între oameni muncitori, oameni care au muncit la pământ și fiind de la țară știu cum adună găina puii săi sub arii. Și atunci îl înțeleg și pe Domnul Hristos care zice, am voit să adun pe fiii tăi cum adună cloșca puii săi sub arii. Și sigur că dacă ne-ar vorbi Domnul Hristos acum nouă, mie și vouă, ne-ar spune despre Dumnezeu Tatăl că e mai bun decât părinții cei pământești. Și zice Domnul Hristos, în Evanghelie avem cuvântul Lui, dacă voi răi fiind, știți să dați fiilor voștri cele bune, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri. Sigur că Domnul Hristos ne-ar spune mai departe, veniți la mine toți ostăniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi. Luați jugul meu asupra voastră și vă învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima și veți avea odihnă sufletelor voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea ușoară. Am avea încredințarea că Domnul nostru Iisus Hristos ne iubește, că vine către noi, că face pași către noi, că ne așteaptă, că ne dorește, că vrea să ne ajute. Și dacă ne-ar vorbi Duhul Sfânt, ne-ar da nădejde, și ne-ar descoperi în sufletul nostru pe Mântuitorul nostru și pe Tatăl cel Ceresc. Și toate acestea le face Sfânta noastră Biserică prin rânduielile ei de slujbă, prin învățătura pe care ne-o dă la Sfintele Slujbe. Prin rânduielile de slujbă la care slujim cu toții. Adică, noi nu venim la biserică cum ne-am duce la un spectacol, ci venim la biserică să ne rugăm, să stăm în fața lui Dumnezeu, să-L simțim pe Dumnezeu în fața noastră, să ne simțim noi înșine în fața lui Dumnezeu, să învățăm despre Dumnezeu, să-I slujim lui Dumnezeu. Și ne-am adunat acum aici, în fața lui Dumnezeu. Și ne-am adunat în fața lui Dumnezeu ca să binecuvântăm pe Dumnezeu, după cuvântul psalmistului, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvântează sufletul meu pe Domnul. Și cuvintele acestea sunt cuprinse în psalmul 102
Și le spunem de câte ori spunem și Psalmul 102. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Și aici stăpânește Dumnezeu. Și stăpânește Dumnezeu și acolo de unde am pornit, împreună cu Părintele Ilarion, la mănăstirea de la Sâmbăta, și am stat în fața lui Dumnezeu de fiecare dată când ne-am rugat, oriunde am fi fost. Și aici am venit cu gândul să binecuvântăm pe Dumnezeu, să facem aici ce am fi făcut la mănăstire, și la mănăstire ar fi făcut rugăciune, și la mănăstire ar fi făcut slujbă, și la mănăstirea noastră am fi spus cuvânt de învățătură. Și acum facem aceasta aici. De ce? Pentru că așa a binevoit Dumnezeu. Am ajuns aici cu toate ale noastre. Am ajuns aici cu gândurile cele bune pe care le purtăm în minte. Am venit aici pentru că a vrut Dumnezeu să fim și aici. Și atunci în fața lui Dumnezeu zicem către sufletul nostru, în tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Vizcăncioși, între cele ce vreau să vi le spun, sau cele ce mă gândesc eu că ar trebui să le știți de la mine, și nu vi l-a spus nimeni, este și aceea că atunci când m-am așezat eu la mănăstirea de la Sâmbăta, cu darul lui Dumnezeu în 1953, și au trecut de atunci 55 de ani împliniți, am început și al 56-lea an de când sunt la mănăstire. La mănăstirea noastră de la Sâmbăta se citea din psaltire și din psalmii traduși de patriarhul Nicodim Munteanu. Era cea mai nouă traducere. Și era atunci la noi, la mănăstire, un părinte care a susținut să citim psalmii în traducerea aceea. Și în psalmii traduși de patriarhul Nicodim Munteanu, prin anii 40-48, era, fără îndoială, și psalmul 20, în care sunt cuprinse următoarele cuvinte în versetul al 6-lea din psalmul 20. L-ai încărcat cu binecuvântări pe totdeauna și cu zâmbetul feței tale l-ai umplut de bucurie. Deci l-ai încărcat cu binecuvântări. Ce înseamnă asta, l-ai încărcat cu binecuvântări? I-ai dat multe binecuvântări, câte poate duce. L-a încărcat cu binecuvântări pe totdeauna. Nu i-a dat niște binecuvântări în clipa de față, ci i-a dat binecuvântări pentru totdeauna. Așa cum zicem noi la Sfintele Slujbe. De exemplu, la Sfânta Liturghie zicem, la sfârșit, binecuvântarea Domnului peste voi cu al său dar și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Deci nu numai acum când vă dau binecuvântare, când vă dă binecuvântare Dumnezeu, Domnul Hristos prin mijlocire preoțească, ci binecuvântare este pentru totdeauna, pe totdeauna, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Deci l-ai încărcat, i-ai dat multe binecuvântări și i-ai dat binecuvântările pe totdeauna. Și acum urmează ceva neașteptat, ceva la care nu m-am gândit de foarte multă vreme și la care fi trebuit poate să mă gândesc de acum 55 de ani. Și cu zâmbetul feței tale l-ai umplut de bucurie. Fiți atenți, biscrincioși, cu zâmbetul feței tale l-ai umplut de bucurie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu ne zâmbește. Oare chiar să ne zâmbească Dumnezeu?
Nu, sigur, de unde știm? De acolo că Dumnezeu este iubire și că iubirea se revarsă și prin zâmbet. Dacă îl vezi pe cineva, îi zâmbești. Dacă îl vezi venind de departe, îi zâmbești de când îl vezi. Îl întâmpini cu un zâmbet, așa cum v-am întâmpinat și eu acum pe voi. Cel din tâi cuvânt al meu nerostit a fost zâmbetul meu față de voi. De ce? Pentru că vă vreau binele. Pentru că vă iubesc. Pentru că vă cinstesc. Pentru că vă doresc toate cele bune. Pentru că vreau să vă fiu folositor. Și toate acestea se cuprind în zâmbetul meu. Și zice psalmistul, nu știm despre cine, poate despre el, poate despre un alt credincios, în orice caz, despre un credincios, îi spune lui Dumnezeu, l-a încărcat cu binecuvântări pe totdeauna și cu zâmbetul feței tale l-a împlut de bucurie. Asta înseamnă că Dumnezeu ne zâmbește și asta înseamnă că și noi ar trebui să-i zâmbim lui Dumnezeu. De ce să-i zâmbim lui Dumnezeu? Pentru că e Tatăl nostru. Pentru că ne iubește. Pentru că ne cheamă. Pentru că ne cinstește. Pentru că ne învrednicește să-i slujim. Pentru că ne primește rugăciunile. Pentru că ne așteaptă. Pentru că El însuși vine către noi. Și atunci înseamnă că Dumnezeu ne zâmbește și înseamnă că și noi îi zâmbim lui Dumnezeu. Discincioși, eu am făcut școală la Timișoara. Deloc sunt din părțile Sibiului, am făcut o parte dintr-o școală specială la o școală din Cluj și după aceea am completat la Timișoara cu gimnaziu și cu liceu. Și am terminat liceul în 1948 la Timișoara. Și mergând dimineața spre școală, îi auzeam de oameni salutându-se. Și unii se salutau cu cuvintele, fiți atenți ce frumos, am onoarea să vă salut. Sigur, erau oameni care erau în subordinea celor pe care îi salutau. Aveau în față un om pe care îl cinsteau, pe care îl iubeau. Și ziceau, am onoarea să vă salut. Nu știu dacă acum se mai întrebuințează salutul ăsta. Știu că de atunci îl auzeam. Spus de oamenii care treceau pe lângă mine, când mergeam eu la școală, nu adresându-mi să mire, bineînțeles, ci celor pe care îi salutau, am onoarea să vă salut. Să știți că și noi ar trebui să avem conștiința că Dumnezeu ne face cinstea de a primi salutul nostru, de a primi zâmbetul nostru, avem onoarea să-L salutăm pe Dumnezeu. Și Dumnezeu primește salutul nostru, revărsarea noastră de iubire, revărsarea noastră de cinstire. Am onoarea Doamne, onoarea pe care mi-ai dat-o Tu, am onoarea să Te salut, am onoarea să-mi revărs sufletul meu cu bucurie în fața Ta, am onoarea să-Ți aduc cinstire și slujire, am onoarea să Te salut. Mai târziu am ajuns la o carte despre sfinți mari, scrisă de un profesor evanghelic, despre sfinți din Biserica Catolică. Și acolo, ultimul
pe care l-a cuprins în cartea aceea cu titlul Sfinți Mari, Walter Nigg, autorul acelei cărți, a scris despre Sfânta Tereza de Lisieux, o călugăriță carmelitană care a murit la 25 de ani, după vreo 10 ani pe care i-a trăit în mănăstire. Și acolo, ca titlu, era scris așa și e scris așa, Tereza de Lisieux, zâmbetul lui Dumnezeu. Minunat! Cine-i Tereza de Lisieux? Zâmbetul lui Dumnezeu. Și asta ne dă și nouă o încredere. În sensul acesta că fiecare dintre noi am putea să fim pentru cei din jurul nostru zâmbetul lui Dumnezeu. Adică omul care poate aduce în jurul său zâmbetul lui Dumnezeu. M-am gândit de multe ori și m-am întrebat, oare de ce sunt oamenii de multe ori așa de încrâncenați? Oare de ce sunt oamenii de multe ori așa de nesiguri de darul lui Dumnezeu? Oare de ce se gândesc oamenii mereu la pedeapsa lui Dumnezeu, la mânia lui Dumnezeu? Oare n-ar fi mai bine să ne gândim cu toții la bunătatea lui Dumnezeu? La bunătatea de Tată a lui Dumnezeu, la Dumnezeu cel bun și iubitor de oameni, la Dumnezeu cel milostiv și iubitor de oameni, la Dumnezeu cel ce ne miluiește și ne mântuiește, la Dumnezeu care e Dumnezeul milei și al îndurărilor și al iubirii de oameni, la Dumnezeu care e sfințirea noastră, la Dumnezeu care ne este Dumnezeu aproape și nu departe. Oare de ce nu ne gândim noi cu mai multă încredere, cu mai multă siguranță în darurile pe care le revarsă Dumnezeu peste lume? Oare de ce nu ne gândim noi mai mult la faptul că Dumnezeu are față de noi inimă de Tată? Citim de atâtea ori din Scriptură, din Evanghelia de la Luca, de pildă, pilda cu fiul risipitor, pe care aș numi-o mai degrabă pilda cu Tatăl primitor. Și aflăm de acolo că Tatăl l-a văzut pe fiul apropiindu-se, și-a alergat înaintea lui, fiți atenți, a alergat înaintea lui. Nu l-a așteptat, nu l-a pus în studiu, nu a vrut să știe ce face fiul când se întoarce, cum se întoarce, ce zice, ce face, pentru că inima lui de tată nu l-a putut ține deloc, ci a făcut să alerge înaintea lui. Și l-a cuprins în brațe și l-a sărutat. Și-o rânduit să-i se dea haina cea mai bună și încălțăminte în picioare și inel în deget și-o făcut mare veselie, junghind vițelul cel gras și-o zis că ni se cade nouă să ne veselim, că fiul meu acesta a fost mort și a înviat, a fost pierdut și s-a aflat. Discințios, Evanghelie liniștitoare. Este Evanghelie întremătoare. Este Evanghelie binevoitoare. Este Evanghelie care înmulțește credința și înmulțește nădejdea. Dacă noi am trăit după Evanghelie așa cum ar trebui să o facem, am avea mereu pricini să ne gândim că Dumnezeu ne iubește și că Dumnezeu, pentru că ne iubește, ne zâmbește, și am avea pricini să-i zâmbim și noi lui Dumnezeu. Am avea pricini să ne gândim că avem onoarea să-L salutăm pe Dumnezeu.
Aș vrea să rămâneți cu gândurile acestea. Aș vrea să porniți în cealaltă vreme a vieții voastre cu încredințarea pe care a formulat-o Părintele Arsenie Boga prin cuvintele iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos e mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. Deci iubirea lui Dumnezeu față de cel mai mare păcătos e mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu. În Scriptură e scris că Dumnezeu este iubire. Știți cum este iubirea? Iubirea e ca un izvor îmbelșugat, un izvor de apă, care, dacă cumva te-ai gândit să-l astupi acolo de unde pornește, își face loc prin altă parte și tot se revarsă și tot curge. Așa iubirea. Așa iubirea noastră, așa iubirea lui Dumnezeu. Iubirea nu poate fi oprită, iubirea nu poate fi astupată. Iubirea se revarsă, iubirea de roade, iubirea fericește. Iubirea nu stă pe loc, iubirea e totdeauna în mișcare. Și Dumnezeu iubire și ne iubește și nu stă pe loc. Și ne învăluie. De la poeta Zori Calațcu am învățat un lucru pe care nu l-am învățat din altă parte, și anume că atunci îl iubești pe cineva când îl cuprinzi în sufletul tău. Te port în suflet ca pe un vas de preț, ca pe o comoară închisă cu beceți. Te port în trup, în sânii albi și grei, cum poartă rodia sămânța ei. Te port în minte, ca pe un imn sfințit, un cântec vechi cu crai din răsărit, și port la gât neprețuit și rag, strânsoarea caldă a brațului tău drag. Te port în mine, tainic, ca pe un vis, în cer înalt din noapte te-am închis. Te port lumină lumină de zori, cum poartă florile mireazma lor. Te port pe buze, ca pe un favor plin, o pomă aurită de zmochin. Te port în brațe, horbote subțiri, mănânchi legat cu grijă fir cu fir, cum poartă floarea rodul de cais, adânc te port în trupul meu și în vis. Și dacă aceasta e valabilă pentru omul iubitor, sigur e valabilă și pentru Dumnezeu care e iubire. Dumnezeu vine către noi cu iubirea Lui, Dumnezeu ne zâmbește, Dumnezeu ne învâluie, Dumnezeu ne poartă în sine, Dumnezeu ne ajută, Dumnezeu ne ocrotește. Și noi să-i răspundem lui Dumnezeu cu rugăciunea noastră preamăritoare, cu bucuria noastră de a-i sluji, cu bucuria noastră de a-l cinsti, cu bucuria noastră de a-L iubi, și Dumnezeu își revarsă iubirea sa către noi și ne fericește, și prin iubirea pe care ne-o dă El și cu care ne zâmbește, dar și prin iubirea pe care o dăm noi, Lui, iubindu-L, pentru că iubirea-i fericire. Amin. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.